În primul rând, există un parteneriat cu primăria sectorului 4, care avea deja niște acorduri cadru care să ne permite să facem niște achiziții mai rapid decât dacă am fi făcut-o separat. Și sunt deja în curs studii absolut importante pentru evoluția viitoare a Parcului Național Văcărești. E vorba de realizarea planului de management, realizarea unui regulament al parcului. E vorba de un studiu hidro și de un studiu geo. Legat de studiul hidro, ați observat mai multe zone care sunt complet acoperite de stuf. Dacă nu va exista o intervenție rapidă din partea autorității, riscăm ca echilibrul care este acum să se rupă. Pentru această administrație vom lansa concursul de director, vom lansa concursul pentru biologi și vom lansa concursul pentru rangeri sau oameni de teren, cei care să urmărească zi de zi ce se întâmplă aici în parc. Avem nevoie de cele mai bune soluții, astfel încât acest loc să devină unic în Europa. Împreună am întreprins două categorii de măsuri. Prima categorie de măsuri o reprezintă măsurile de urgență, pentru că scopul final este ca în această toamnă să avem finalizate proiectele tehnice pentru măsurile legate de punerea în siguranță a acestei zone protejate. Din acest motiv au fost generate studiile despre care a vorbit și domnul primar. Iar în etapa a doua, care deja a debutat prin concursul internațional de soluții care a fost deja ridicat în Serviciul Electronic de Achiziții Publice, noi îl vom prelungi și profit de această ocazie să invit toți specialiștii din România, din Europa și nu numai, să se alăture acestui demers, astfel încât împreună să identificăm cele mai bune soluții. Prin parteneriatul dezvoltat cu Primăria Municipiului București am reușit să îmbunătățim serviciile de salubrizare, respectiv serviciile de pază, astfel încât de la data de 1 iunie, pentru că și procedurile noastre de licitație s-au finalizat, vom avea mai multă pază în această arie, tocmai pentru a preveni incendiile.